10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Se copiază prost. Băi, se copiază unul la unul. Eu am avut o dileală în cap că o să mor la 50 de ani. M-am trezit în fundul gol, în mijlocul oamenilor, într-o piață. Chiar dacă viața v-a speriat, chiar dacă știi, el n-a uitat și telefonul sună. Am fost foarte aproape de Cernobâl. Ne-au lăsat aia 10 zile acolo, au venit, ne-au dezbrăcat și de chiloți, ne-au dat foc la toate hainele, ne-au îmbrăcat ca pe pinguini în niște combinezoane de plastic albe. Nevastă mea mă vrea bancheră. Un băiat dulce. Ce nu sunt eu, ea vrea. Nu mi-a păsat niciodată ce crezi tu despre muzica mea, oricine ai fi tu. Lumea zice că ești foarte arogant. Ai zis taică meu că s-a divorțat de maică-mea, că sunt urât și că nu sta lui. Cu ochii mari și zâmbet trist, nevasta, nevasta mea. Și o minune te-au adus în casă 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puține. Te-am găsit, Alexandra. O mică repetiție cu public de la televiziune, da? Să știm. Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. 2 stele paralele, stele, lacrimi înodată și lumina de la ele. Pentru tine toate, 4 prin cu 3 castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate, 10 întâmplări ciudate și o lumină minune te-au adus în casă 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puține. Am greșit textul. Sunt textele mele și fac cu ele ce vreau. Vorba lui Alex. E la prima cântare a poeții, ca să știm. Mulțumesc frumos! Șapte zâne, toate bune, licurici, speranțe, noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, 9 magii în faptul serii, o potcoavă sus de parte și comorile din suflet. Pentru voi toți toate, 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de asta cu tine. Și faceți voi tema de final, piano. Atât. Mai natural decât atât nu există nimic. Mulțumesc frumos, dragilor! Aia a fost. Muștarul de pe mic. Se întâmplă. Superb. Nicio problemă, se întâmplă. Trecem pe la Valeriu. Trecem pe la Valeriu. Deși... vreau să mai cânt în refren, să cânt și eu un pic cu tine. Hai! E minunea asta de piesă, cred că e și una dintre... Mai facem o dată refrenul de final? Hai! Cred că e una dintre piesele aia care se găsește și în playlisturile de karaoke, știi? Să cântăm holograf, să numim toată dragostea asta. Pentru karaoke am pus eu, pentru că făcuse cineva un negativ atât de greșit. E chiar păcat, nu? Și mie mi-era greu să cânt după negativul ăla și atunci l-am pus eu... pianul, zic, băi, măcar, dar știu că aduce multă bucurie și exact. Nu pot să alergi, era așa, nu puteam să-l cânt și zic, nu, hai să-l pun eu. Nu știu cine se încumetă să cânte piesa asta, pentru că amprenta ta personală este atât de puternică pe tot ce faci. Știi, deci, nu, Alexandra, e mai simplu, sunt măsuri compuse, ne-am dezobișnuit că asta ar fi muzica, pentru că se face pe calculator și ăla are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E greu să știi că 8 se măsoară 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 sau 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tot lasă, că rămâne pe emoție, nu mă lua cu 1, 2, 3, 4. Păi nu, eu spun de împărțire că știi, toată lumea, bă, zice, dar cum o cânt? Zic, băi, cânt-o ca și cum îi spune o poveste iubitei tale, ulterior copilului tău pe care l-ai cu iubita. Deci pun-o pe respirație normală, nu fiind măsuri compuse. Și intrând de multe ori cu oftat, adică ori înainte, ori după timpul tare, te încurcă. Nu, spune-o cum ar veni din suflet. Bun, deci asta a fost un tutorial, putem să-l decupăm, îl punem și pe YouTube. Cum se cântă piesa 10 de Florin Chilian. Hai. Și acum, date fiind informațiile, ne luăm și încercăm și noi. Hai să vedem. Ia. Vai, ce emoție! Refren, da. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10. 10 pictori se tot miră. 10 pictori se tot miră. Cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu cum, nu știu de unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine. Tot ar fi puține. Ai văzut că nu-i greu deloc? Minunat, minunat. Mersi frumos, băieți. Mulțumim. De fapt, nu e niciun fel de presiune. Tremur. Trebuie să-l iei ca pe un firesc, știi, ca pe respirație. Că nu respiri, știi? Nu mai poți să vorbești dacă respiri. Da, nu vorbeam neapărat de asta, că sunt... suficient de mulți muzicieni și la noi, chiar din generația tânără. Te-am auzit vorbind despre faptul că e prea ușor să urcă pe scenă, dar sunt oameni talentați și cu studii, poate vorbim și despre asta, pe cine admiri din generația nouă, deși ești destul de direct și critic. Din păcate se copiază prost. Da, păi se copiază prost. Băi, se copiază unul la unul. Se cumpără, cum se cheamă alea, de teme. Se cumpără pe bune și după aia traduc și textele din engleză, care n-au nicio legătură cu viețile noastre, că e altă cultură, nu e americană, știi? Exact. Și cei mai mulți din nou au ajuns în America să vadă cum e pe acolo. Dar tu ai fost și te invidez sincer, vorbim și de asta, că ai ajuns la Nashville, unde e pe wishlist-ul meu acolo. Cu Lori. Cu Lori ai fost la Nashville? Am reprezentat România la un Jack Daniels Global Music Events. Ia auzi. A fost genial, da. Știam că ai fost într-o... O să demonstrăm că dacii sunt încă la putere. Am crezut că a fost pe vacanță. Nu, nu, nu. Da, pentru asta chiar te invidiez. N-am fost niciodată atât de bucață încât să-mi permit o vacanță în America. Pe vezi? Păi, îmi spunea un prieten bun, îmi făcuse o socoteală că... Zice, băi, câte concerte ai pe trimestru? Zic, bă, nu știu. Zice, stai puțin, spun eu, 19, avea tot ce-i trebuie ca să știe asta, știi? Ce caritabile câte sunt? Zic, nu știu, că, îl spun eu, 16. Toți banii, eu am avut o dileală în cap că o să mor la 50 de ani și la 50 de ani m-am trezit în fundul gol, în mijlocul oamenilor, într-o piață și zic, băi, eu de acum de ce mă apuc? Deci tu așa ți-ai trăit viața până la 50 de ani, ca și cum să termină și... Păi da, că zic, eu cu nebunia mea și zic, băi, eu am mașina de spălat, am unde să pun capul, nu trebuie să... Asta au fost reperele, mașina, mașina și o pernă. Da. Păi iubii, știi, se mai găsește. Dar întotdeauna au fost și sunt încă, din nefericire pentru noi, oameni care aveau mai multă nevoie de banii decât mine. Și atunci, cu mare drag, doar că m-am trezit, am zis, la vârsta senectuții, că după anumită vreme trecerea anilor se cheamă etate, băi, și eu de acum, de ce? Că uite, n-am murit, firea să fie. Și... Na, și cum ai întâmpinat chestia asta? Cu panică? Nu pare genul de om care se... Ba da, nu, că sunt... Cred că sunt un bun actor, cred că de-aia am avut și o relație genială cu domnul Ștefan Iordache. Nu, mi-a fost, zic, băi, stai puțin, că... Ideea era că eu am fost foarte aproape de Cernobâl, la Firizu, cu un prieten, cu Loții, la Baia Mare, era destul de aproape. După aia am aflat eu că norul radioactiv s-a dus în nordul Europei, de fapt. Și am zis, bă, ne-au lăsat aia 10 zile acolo, au venit, ne-au dezbrăcat și de chiloți, ne-au dat foc la toate hainele, ne-au îmbrăcat ca pe pinguini în niște combinezoane de plastic albe, ne-au băgat în gură iod și zic, păi până se înjumătăcește cesiu, 20-25 de ani, 14-15 ani, păi acolo ești, la revedere. Deci ăsta a fost calculul tău. Da, nu, eu sunt foarte aplicat. O ursitoare, ai visat într-o noapte, s-a întâmplat. Pare o tâmpițelă așa, dar sunt aplicat. Da, pe foaie, cu liniuță, așa ți-a dat. Și m-a eliberat la creativitate una, pentru că, sincer să fiu, nu mi-a păsat niciodată ce crezi tu despre muzica mea, oricine-i fi tu. Și toată lumea zice, bă, nu mai e niciunul ca tine. Zic, bă, știi, asta e din nenorocire, pentru că dacă arta, să zicem, nu înseamnă ceva, trebuie să fie profund personală. Și eu nu sunt ca tine, sub niciun aspect, poate doar mergem la baie și facem în picioare. Dar în rest nu suntem deloc asemănători. Și atunci trebuie să fii... Nici o formă, da, cu atât mai mult în artă. Da, trebuie să fii tu. Și m-am mai eliberat la o presiune din aia, mamă, trebuie să faci și tu acolo, ca să ai o pensie. Adică noi... Nu trăim până la 70 de ani în curând, ca să trăim morți după 70 de ani încolo. Nu m-a interesat. Și am trăit fix cum lumea zice că ești foarte arogant. Exact, asta vreau să întreb. Cumva această... Vezi că tu tremuri aici, nu vreau să te cheamă. A început să plângă când... Nu ți-a zis asta, că n-avea cum să spun asta. Așa mi-a zis că ai consumat 3 seturi de... Mulțumesc că era foarte drăguț. Ai consumat 3 seturi din alea de șervețele. Da. Glumesc, evident. Relaxarea ta și faptul că ești extrem de sincer și asumat. Ba da, ba nu, ba da. Mă pune pe foc. Asta te-a dus în... Asta e la graniță cu aroganța sau sunt două chestii diferite? Nu, cred că asta cum... Adică faptul că ai zis că pe tine nu te interesează părerea nimănui despre ce faci tu. Nu. Jur, atunci când ești tu... Te referi la critici, la colegii de brață sau la oricine? Când faci o piesă tu, îți jur că nu te interesează decât tu însăți. După aceea, dacă este mai gândești, dar ce o zice... Dar, pe bune, sunt câteva albume și zeci de volume la albume la care anunțam, pentru că mi se părea mie că seamănă cu altceva, că oricum te începe sună în ureche și te influențează dacă nu ești chiar dobitoc. Dacă ești dobitoc, dar totul le copiezi. Și atunci mai erau niște colegi care se duceau în Anglia, nu erau încă CD-urile la modă și veneau cu sacoșe din alea de, nu mai știu cum dracu se chemau, de care au ăștia cărnați în ele, pline de casete. Și ce faci bă cu alea? Păi ce, nu scoatem și noi album la toamnă? Înțelegi? Păi și ce să... Poate și de aici, că bă, ori ești creativ, ori păcălești muzica. Sunt mulți colegi care păcălesc muzica cu succes fulminant. Da, faptul nu vreau să am de-a face cu ei. Asta una. A doua, aroganță, da? Păi eu îmi fac singur cuvintele. Eu nu sunt poet. Poet e Fuego, Vasile Alexandri, Bambi. Dar ne lași pe noi să zicem că ești poet? Nu, mamă, eu sunt textier, știu exact. Eu îți povestesc locurile de pe unde am fost, știi? Și Zece, dacă stai să o traduci, e cu ghișciu pe căcei la sfârșit, fiecare strofă, știi, un fel de rebus. Două stele paralele, stele lacrimi înodate și lumina de la ele, toate ghișciu pe căcei, lumina ochilor. Văd că acum simți nevoia în timpul cântării să vii așa cu o notă subsolsă, notă explicativă. Mai sunt câteva, mai e o chestie, asta de a colegilor, pe care nu-i condamn pentru asta, pentru că ei au senzația că... Bine, s-au scumpit și banii și când se scumpesc banii, iubi, ies caracterele la iveală, știi? Și se apucă să vorbească și probabil că, bă, cine, bă, ăla nu, dacă înțelegi... Dar nu numai asta, vreau să spun că există, uite, apropo de colegi, am mai auzit în breaslă că ești foarte temut pentru că știi foarte multă muzică și pentru că ai scris... Nu, habar n-am muzică, eu doar eu mi le scot din cap. Ești singurul care a făcut muzică pentru cele 10 porunci, care scrie polifonii, care a făcut vorbe mai complicată dacă zici de preclasic. Chestiile astea nu prea le mai auzi în ziua de azi. Am descoperit de curând că străbunicul meu a fost George Enescu. O să fac o cerere să-mi dea ăștia palatul de pe viitor. George Enescu, acel George Enescu? The motherfucker George Enescu. Ok. Că eu întrebam pe bunica mea, zic, băi, de unde știu eu atâta muzică? Că eu nu știu muzică. Și mama unui vărd al meu, care acum consăteam cu mine cum ar veni, mi-a făcut tarborele, zice, Florin, de acolo știi, eu trebuie să mă scot din cap. Am lucrat cu cineva, deci la preclasic am muncit 9 ani. Deci trebuie să fii tâmpit să muncești la un album 9 ani, mă, pe bune. În noi ăștia 9 ani am mai fost cu 3 albume. Dar toată lumea mi-a spus că nu se poate. Nu există. Și în cele din urmă, după ce am reușit să-l fac, la dicteu, pentru că l-am făcut, am cerut ajutor de la o prietenă, zic, bă, trimite-mi și mie vârful de generație din ultimii 10 ani, care să fi făcut la conservator un instrument cu corzi și compoziție. Pentru că ea trebuia să știe relații armonice. Deci ai avut ajutor, dar tu nu ai studiat. Ai puțin. Și vine ăsta la mine și zic, bă, ce piesă ți alegi? Uite, vreau să fac așa, da, zic, îți plătesc, nu mă pune-le pe note când trebuie să mă duc în altă parte și eu nu știu note. Sigur. Ce, dar lăsați că o fac eu acasă. Bă, și vine cu o prostie de baloane, știi cum se cheamă în muzică, poți să cânti și holograf, și manele, și folk, și notele alea lungi. Mă duse și să nu mi-e niciodată, dragă, știi? Adică ies orice, zi, băi, preclasicul nu e așa, e o dantelă. În sfârșit, zice, domnul Chilian, dar știți că... Nu, e bă, Florine, că e, știi, aia, bă, Florine, știi că vioara nu se cântă ca la chitară. Zic, dar de ce, mă? Deci, nu, vioara e un instrument care are un băț cu păr pe el. Nu vreau să spun exact cum i-am zis, bă, care ți-au stricat părinții și adolescenta și tinerețea, că te-ai insurat târziu, că nu știai cu fetele. Bă, netalentatule, dă pizzicatul, ai auzit, să cânte exact ca la chitară, numai că se ține ciudat. Da. Și s-a deschis căpățâna. Dar tot n-a reușit să o facă, după care zic, bă, ia-ți tu un caiet de muzică, ia-ți un creion, o gumă și ai la mine. Și l-am făcut la dicteu. Vioara 1, cântă, tema. Vioara 2. Tu cântai din gură ce trebuie să cânti? Papa, tata. Zic, trece, că de-aia îmi trebuia să fi fost, știi, că ăștia știau foarte bine solfegiu. Îmi trebuia să fi fost și la... și zic, pune valorile notelor. Ăsta e refrenul, ăsta e introducerea, asta e temă, strofă, nu știu ce zic. Am făcut câte 8 sau 16 măsuri din fiecare. Zic, bă, după, ăsta e refrenul, ăsta e tema, asta e... Sunt strofele, le faci în formatul piesei. Pune-le și tu în Sibeliu și dă-i play. Bă, și m-a sunat pe la 4 noaptea, tremurând, plângând, cânta 10. El nu știa, că nu auzea, știi, n-avea. Dar când ne-a dat play, cânta cam ce s-a auzit cu colegii, numai că a făcut pe cvarte de corzi. Și tu le-ai pasat toate în cap? Știi să le descompui? Le-am avut, mi le-am scos. Le descompui și să le pui la loc? Da. Wow. A fost și asta e în tine, n-ai făcut... Lucram cu domnul Ștefan Elefteriu și... știind la ce mă înham, că dânsul mi-a spus, domnule, nu se poate, ce Florin, imaginează-ți un vapor și un avion, da? transportă mărfuri și călătorii. El e foarte așa profesor, știi, îl salut, mi-e tare drag. E top 5 mondial în master și producție muzicală, e român și din păcate, în afară de mine, eu, cum să spun, profit de el. În afară de mine nu prea se înghesuie lumea să lucreze cu dânsul și crede-mă că nu înțeleg de ce. E genial omul și zice, nu poți să le schimbi, cum să spun, natura în care funcționează. Nu poți să faci un avion să plutească și zic, bă, ba, poți mai nou. Se cheamă hidro. Hai mă, lasă că știi tu. Și nu poți să faci un vapor să zboare, bă. Și când m-am dus și am dat, până la urmă am terminat cu băiatul acela demo-ul de la Zece și am zis, ascultă și tu când ai timp. Și zice, bă, dar cum cânti cu vocea aici? Aceeași întrebare am avut-o din partea doamnei patroana de la fabrica de unde am presat albumele în Germania, am făcut albumul ăsta alături de ei, Institutul Cultural Român și le rămân veșnic recunoscători oamenilor care m-au ajutat. Cum să spun, domnul Ștefan Elefteriu, știind cât e, pe mine mă salvează faptul că nu știu muzică una peste alta, știi? Pentru că dânsul zice, hai să ne împrietenim puțin cu piesele, le facem în jur de 70-80%, mă trag de două ori cu vocea și am plecat, de restul scrie dânsul după aceea. Dar fiind quartet, vocea fiind la 5-a, devenind quintet în quartet, eu am ținut foarte mult să stea în picioare singur, ca și quartet albumul ăsta, termin imediat. Zice, hai să ne împrietenim. Băi, și ne-am dus în studio și la un moment dat se întoarce dânsul și zice, Florin, am tras jumătate de album. Ce, cum faci? Zic, bă, știi pozele alea cu cala lactee și cu... Da. Sunt un fel de licurici în fundul curții, față de ce e în creierii mei. Wow. Mă sună doamna care era proprietara, în urma unui concurs de împrejurări. Toată lumea vrea să vorbească cu mine de la fabrica din Germania și eu trebuia să dau... Domnul Ștefan Elefteriu, care se ocupa, mă, normal, avea o problemă de sănătate și eu trebuia să-i dau toate alea tehnice la care eu nu mă pricep. Zic, doamne, eu nu mă pricep la muzică. Zic, nu, eu știu că nu e o comandă urieșească, dar chiar să n-am și eu un om care să mă ia de la poarta fabricii până la, în cutie. Zice, o secundă, o să vă sune cineva din partea noastră și mă sună proprietarul. Zice, domnul Chilian, îmi cer iertare. Eu sunt, toată lumea vrea să vorbească, să se convingă că existați, că așa ceva, ce nici măcar Mozart n-a reușit să pună voce, muzică de cameră, în preclasic. Pentru că e foarte greu, sunt numai contrapuncții. Unde a scris vocea? Și zic, ca să... Deci, cred că încep să semăn cu Brenciu. Vorbesc mult, așa. Mie mi se pare fascinant, e adevărat, zic, că pentru că de acasă... Zic, în polifonie. Așa. Sus. Că aici nu poți să o scrii, pentru că sunt atât de multe relațiile și de ciudate, oricum se cântă în falset la un moment dat, în quartet de preclasic, că n-ai cum să rezolvi lucrurile, că nu poți să o scrii aici. Că automat intri în fals cu una dintre instrumente, știi, care sunt 4 instrumente soliste. Atunci o scrii în polifonie și aia e gata, nu mai vorbesc. S-a rezolvat. Iartă-mă. Nu e nicio problemă, eu, adică eram curioasă... Furioasă, ai zis? Nu, furioasă nu sunt încă. Dar e loc, pentru că sunt atâtea emoții în piesele tale că e loc să iasă... De furie? Să ies furiile la suprafață? Cine știe, da. Nu știu. Problemă. Eram curioasă în lungul ăsta drum din Sălăjan cu bicicleta, apoi până la polifonie și licuricii din fundul curții, da. Cum s-au întâmplat toate, dar rămânem pe viață. 10. Se știe, ai mai spus, te-a mai întrebat cineva despre muza piesei 10, că acolo... Bă, era o muză din Brăila care a plecat la studii în Japonia. Așa. Făcea studii aprofundate de psihologie. Ea știe că este muza acestei piese? Cred că plecase când am făcut eu piesa. Oricum, era un interludiu cu dansurile la bară. Sunt un om slab. Știi cum e? Te iubește un artist, iubita te face nemuritoare. Exact. Devine nemuritoare, știi? Și, dar cântecul nu a plecat de aici și de la o stare de angoasă cumplită și de la nervi și de la frustrări și de la... Bref, îmi închiriasem casa... Stau undeva pe lângă Piața Unirii și o închiriasem ca să strâng bani pentru primul album. Și am stat pe la prieteni, pe la... Ai închiriat casa ta? Am o garsonieră, am înțeles că nu trebuiau bani. Și m-au gonit ăia, în sfârșit, whatever. La un moment dat a venit iarna, eu dormeam în Părculeț, unde e casa asta, în Trabant, că... Și a venit un prieten, wow, Mihai, pianistul de la Parlament, și zice: băi, țigane, cum vorbim, țigane, cum dormi în mașină, că te trezești mort, că a venit iarna. Hai la mine. El stătea la rândul lui, săracu, într-o garsonieră, cu Iubi. Zic: băi, ești cu Iubi acolo, ce faci, îmi dai bani să mă duc la film când aveți de discutat? Îți dăm și nu mai vină încoace. În sfârșit, în perioada aia făceam un rebus din ăla cu surpriză, de la greu. Și mai aveam câteva cuvinte și îl închideam. Mihaela s-a dus la serviciu, ne-a lăsat țigări, cafea, că noi eram artiști, ne trezeam mai târziu. Eu m-am trezit înaintea lui Mihai și m-am apucat de rebus cu cafea, cu țigara, în bucătărie. Băi, s-a trezit ăsta, mi-a luat rebus și s-a dus în WC-ul, unde și până și regii merg pe jos. Deci am avut o milionime de secundă în care, știi, cei trei purceluși aveau ușă WC-ul, dacă suflai în ea, că de-a blocul nu se ducea naiba ușa. Și în secunda zic: băi, știi ce înseamnă căpățâna, cum poate... De atunci am început să fiu foarte, foarte atent la ce îmi spune inima, era să zic, dar seamănă cu un cântec al contemporanilor. Da. La ce îmi spune mintea, care am mai pomenit. Da. Și am zis: băi, până termin tu, eu îmi fac propriul meu rebus. Și așa am făcut rebusul. Cântecul ăsta inițial se chema rebus, după aceea am spus Zece? Da. Wow! Pentru că toate 7 zâne, toate bune. Zilele săptămânii. Extraordinar, da. Și noi, fetele, știi că ascultăm și reținem 10. Da, 4 prins cu 3 castele. Întotdeauna rămâne un fraier care vrea și el, dar nu mai e loc. Că sunteți fete, nu știu, știți. Fetele de ziua de azi, mă te pe asta. Eu eram la 10 vieți de a sta cu tine, tot ar fi puțin. Acolo pe mine mă interesează. Acolo mă interesează. Că pe voi vă interesează chinul, să ne chineți. Exact. Cât mai mult. Și am zis, acolo e punctul de plecare. Și ia uite, de fapt, da, părcelușii, casa din paie, alte probleme. Da, piticii din poveste, piticii... nebuniile mele sunt toate pentru tine. Adică, deși ca declarație de dragoste atât de frumoasă mi se pare de departe, e tot al meu, evident. Să-i spune femeii că e frumoasă ca o rugăciune. Wow. Înțelegi? Da? Și mai zici că nu ești poet. Nu sunt poet, mamă. Of, vrei să ne certăm? Dacă tot ne vedem aici pe lejer prima dată și vrei să ne certăm. Asta, nu contrazis nimeni. Asta suna promisiune prima dată. Alina, ce... Păi mie mi se pare că ai foarte multe povești. Nu aș vrea să te întrerup, nici să mergem pe un fir. Dar nici eu nu vreau să vorbesc ca tâmpitul, ca televizorul, știi? Închinăm pentru faptul că ai venit aici la noi și stai pe această canapea și mi-ai cântat una dintre cele mai frumoase piese. Sălăjan, mulțumesc frumos. Românești și numai. Colegii de scenă cu ocazie. Lasă telefonul, lasă-o pe Iubi să facă ciorbă. Iubi! Nu, acum nu mai știu dacă e pe ciorbă, că s-a mâncat. Mai sunt și alte probleme. Noi... hai să mergem mai departe cu muzică. Atunci o să tac eu... semnificativ. O să tac adânc. În timp ce tu cânti, chiar dacă... N-ai gusturi rele la muzică, să știi, Alexandra. Păi nu mă lăudam pe mine, de fapt, înțelegi? Chiar dacă nu mai vezi în mine, chiar dacă nu mai simți venind, chiar dacă nu înțelegi cum s-a întâmplat, chiar dacă nu mai poți chema, chiar dacă nu mai poți suna, chiar dacă doar amintirile au rămas de atunci cu voi. Asta e profund umană, știi? Nici o invenție, nici o poezie. Viața. Chiar dacă nu-i mai poți vorbi, chiar dacă nu poți întâlni, chiar dacă toată lumea e între voi, chiar dacă viața v-a speriat, chiar dacă știi, el n-a uitat și telefonul Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Hai, puneți-vă de acord. Ce mult te-ai iubit. Mersi. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Chiar dacă nu te vede, chiar dacă nu mai crede, chiar dacă nu mai știe unde ești, chiar dacă o mai vezi trecând, chiar dacă la braț cu soțul ei mergând, chiar dacă din când în când privește înapoi. Am văzut asta, imaginea asta. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, te-ai iubit de mult. Tu. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, că te-ai iubit de mult. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, te-ai iubit de mult, te-ai iubit de mult, ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult, cât te-ai iubit de mult. Asta e farmecul live-ului, știi că nu e niciodată o înregistrare fără emoție, fără respirație, cum e cea de studio. Exact. Să vă spun puțin ce s-a întâmplat înainte. Am greșit eu la un moment dat la 10 și ne-am oprit. Zic, nu, hai să nu mai ne oprim, pardon, și să mergem în continuare, pentru că asta e. Și eu zic la fel și cumva de asta și aici ne adunăm și nu știm exact ce o să iasă, dacă o să iasă. Ține foarte mult de dragul de a cânta și de a ne găsi cumva energiile unul cu altul și mergem înainte până la capăt, vedem. Unii cu alții, da. Avem band. De obicei iese. Iese, da, ești un om norocos ca și prietenii de instrumentiști care... E adevărat, sunt foarte tare. E adevărat că muzica îți deschide mintea și sufletul într-un altfel, dacă nu ești chiar tâmpit. Lucru valabil pentru mulți dintre colegii noștri, dar... Unii dintre noi suntem norocoși și atunci e mai bine să te bucuri de prezența celuilalt decât să păcălești muzica cu nasul pe sus fiind. S-a întâmplat să ai conflicte? Oh, da. Adică, nu știu, chiar la cântări, să strice starea cineva, să... Da. Mai mult din cauza sunetișilor sau mai mult din cauza colegilor? Păi, cum e că... Nu. Eu am intrat în muzică fiind tehnic la Valeriu Sterian și compania de sunet pe la 13-14 ani. Cărător de scule, sunetist, whatever. Și e o regulă, și o spun de fiecare dată la concerte, că nimeni nu-i bagă în seamă pe sunetiști, pe băieții, dar ia filmează. Dacă iese bine, întâmplarea este exclusiv, e o lege, este exclusiv meritul artistului. Dacă iese rău, e exclusiv din vina sunetistului. Eu fiind la sunet, când eram foarte mult, Tudor, e bine, e bine, e bine. Și atunci, nu, dar ei știu și mă, cum să spun, evită de colegi vorbind, că bă, nu poți să te iau în seamă dacă tu păcălești muzica, dacă tu copiezi, dacă tu furi de la alții, dacă tu... De acord cu tine că îți dorești o viață mai ușoară, ești prințul, băutura gratis, gagici mișto, au făcut școala căderii, se împiedică ușor. Nu despre asta vorbim, bă, dar măcar nu te mai umfla, știi? Adică stai și tu pe, cum se zice în Ardeal, pe tău. Știi? Care e cea mai mare nedreptate muzicală care crezi că ți s-a făcut? Dacă a existat așa ceva? Nu cred că există cea mai mare. Cred că urmează să se întâmple. Aoleu, păi ceva la cale? Nu, dar asta e viața. Nu. Restul, toate lucrurile, toate întâmplările au fost din viață ca viața. Adică la 10-4 ani de zile n-a vrut nimeni să o difuzeze cu o încrâncenare demnă de o cauză mai bună. Adică, și nu te crezi, bă, Bach, ce voce și pian, trebuie să o punem tobe, trebuie să o punem contrabas, trebuie să o punem viori. Nu, bă, așa aud eu muzica asta, doar așa. E o minune ce s-a întâmplat. Crezi că ești în locul în care trebuie să fii? Merit, asta vrei să mă întreb, nu? Da, cumva. Băi, adică având în vedere că la tine lucrurile nu s-au întâmplat cu planuri din astea cincinale, a fost spontan, ai venit sau ai ajuns, cum zici tu, ai ajuns la timp la întâmplările care erau croite pentru tine. Urmeau să-mi definească viața, da. Păi îți dai seama, la un moment dat eram multiplu campion de ciclism. Am auzit pe asta pe la ce vârstă? Până în 14-15 ani, am auzit pe domnul Doru Stănculescu cântând într-un concert de-al lui Valeriu Sterian. Eu a doua zi m-am dus și mi-am depus echipamentul. Eu vreau muzică. Păi Florine, nu, știi, ai chitară? Nu. Știi cum se cântă? Nu. Știi cum se ține chitara? Nu. Dar eu vreau muzică. Adică trebuie să n-ai chiar toți boii pe casă, să poți să iei decizii din astea de... Păi stai, și între ciclism și căratul de scule și pus mâna pe chitară, când sau când ai... Era un coleg de clasă al cărui frate, Bebe, Țăranul, cum îi se spunea, îi se spune. Nu, îi se spunea că-s mai puțin deja, din păcate, cei care îi spunea. Era tehnic la Vali și atunci prin el, domnul Valeriu Sterian, nu aveți nevoie să vă ajute niște puștani să cărați asta, ne dădea și nouă 25 de lei, 50 de lei, erau bani, am reușit să-mi termin și eu liceul la zi. Și tu atunci știai să cânti la chitară? Începusem să învăț, dar Vali n-a știut vreo 4-5 ani, că mi-era rușine. Cum să zic eu, Valeriu Sterian, că eu când l-ai duțe, bă, de aici cu amintiri, cu haiduși, cu succesul pe care l-avea. Ție plăcându-ți ca artist? Că știu că te-a marcat Doru Stănculescu, dar... Am crescut alături de el și să fi vrut și să nu putea trece fără să lase o amprentă asupra ta, nu? Și la un moment dat m-a surprins că i-a acordat chitara. Primul meu concert a fost pe chitara, la universitate, pe chitara domnului Ciocu, îi spuneam noi, Mircea Mintilă, cum să nu? Cioculeț, îi dai chitara lui copilul, că așa a rămas, știi? Îi dai chitara lui copilul să cânte în seara asta la noi. Da, cum să nu? Și un bun om. Da, deci un om absolut fabulos, mi-e drag tare. Dar vorbeam de nedreptățile din muzică, dar nedreptățile vieții, pentru că eu am fost foarte surprinsă când ți-am luat povestea, n-aș fi știut. În primul rând... Stai mă puțin, că pot să consider, iartă-mă, că este o nedreptate dacă tu ai fi avut un plan sau dacă erai pus pe o altă șină și trebuia, bă, trebuie să ajungi acolo, dar dacă mie mi s-au întâmplat astea și n-am fost sigur. Când copil fiind, tu din copilăria ta ți-aduce aminte cuvânt de bază, foamea. Da. Cum te marchează asta? Câți ani de terapie faci? 2 luni, că n-am nicio treabă. Jur, m-a ajutat asta, am slăbit 20 de kg, că acum eram, mai trebuia o canapea din asta. Dar unde s-au revărsat acele... Nicăieri. Frustrări, până la urmă? Nu eram prea mic. Nu te-a înrăit viața? Nu. M-am făcut să apreciez și mai mult creativitatea, oamenii de cuvânt, verticalitatea, pentru că n-aveai altceva la tine decât cuvântul tău să ajungi. Dacă te lăsa cineva, nu știu, oriunde pe pământul ăsta, știi, și trebuia să ajungi acasă, să spunem, oriunde ar fi fost acasă, n-aveai decât cuvântul. Știi? Și atunci am învățat să apreciez asta, poate de aici și de aici chestia aia cu... Consideră foarte mulți că sunt superior și cu nasul pe sus sau cu arogant. Da. Păi băi, eu știu ce a însemnat, uite ce mâine am, de la studiu, de la chitară. N-am furat muzica, n-am păcălit-o. Am stat un cântec, mi-a trebuit 15 ani să-l termin. M-a costat 15 ani să-l termin, adică chiar munceam la ele. Tu vii, cânt o muzică de acum 100 de ani sau că o cântă ăștia pe la munte și nu suntem egali. Nu te mai umfla, că n-avem cum. Diferența o face socialul, care este orientat spre prăpastie, puțin spus, dar asta e de vreo 30 de ani. Am prins eu ultimul tren care se duce în prăpastie, că mă tem foarte mult pentru copii, pentru cei ce vin din urmă, pentru că... Cu legea asta trecută, care a ajuns la noi deja în Senat, cu orașele de 15 minute, cred că oamenii nu-și dau seama ce înseamnă aia. Deci o să locuim într-un fel de pușcării la noi acasă, unde nu o să ai voie să ieși din spațiul ăla de 15 minute, decât cu voie de la comandăire. O să fie ciudat. Mai bine ne întoarcem în timp, că da, asta chiar că sunt ciudat, ei, da, că asta ocolim, nu? Că ocolim și da, nu înfruntăm da, la nivel de curajul și viitorul. Da, la nivel de umanitate te distruge, zici, bă, dar la ce bună renașterea, iluminismul, că evul mediu întunecat al Europei, știm la ce bun a fost, care se perpetuează în unele locuri de inchiziție, vorbim, dar să vezi genul ăla de orizont, care intră și la noi, suntem prima țară din Europa care... În sfârșit. Ne întoarcem la Bucureștiul copilăriei tale. A, chiar. Bucureștean fiind și... Da, cred că sunt singurul bucureștean pe care să-l cunoști în viața ta. Asta zic. Care este? Că toți, bă, bucureștenii sunt niște nesimțiți și niște jigodi. Zic, bă, aici în satul unde ești al nimănui, au venit toți ăștia de peste tot, unde o omoară și pe măsa și pe tasul ca să ajungă o mare să întoarcă acasă de la București. Dar ăla nu e din București. Bucureștinii sunt foarte puțini și nu cred că ai intrat vreodată într-un conflict cu unul dintre noi, să zicem. Că n-ai... Care este locul tău preferat din București? Cum? Care este locul tău preferat din București? N-am. N-ai? Un loc... Nu. Care te face, nu chiar mândru, dar să fii fericit că locuiești în orașul ăsta. Uite, mie îmi place București, eu sunt de la Onești, dar iubesc Bucureștiul. Și stau... Dacă nu ți-a plăcut gimnastica? Nu mi-a plăcut gimnastica, dar da, aș fi vrut, dar mi-au zis că am picioarele prea groase pentru gimnastică și atunci am dat-o pe muzică. Nu. Și stau, culmea, într-o zonă în care tu ai copilărit, în Sălăjan. Acum aștept să mă mut, de fapt, înapoi, că acum stau la mama la muncii, că apartamentul meu e cu amenajare. Am stat foarte mult undeva în dosul Morii, foarte puțin știu unde e actualul Târg Vitan, înainte erau alea cu serele bulgarilor pe acolo, unde l-am pușcat Ceaușescu pe ăla, după care s-a făcut Bacchus. Nu mai știu, am uitat cum îl cheamă, Constantinescu sau mai știu. Da, știu despre cine vorbeam. Erau povești, erau... Dar poveștile tale, de familie, o copilărie grea totuși. Știi că tu a plecat... Știi nebunia asta, apropo de faza asta cu nasul pe... Bă, eu nu sunt monden, vorbeam și cu Alina, cu producătoarea ta. La mine nu ai ce să inventezi. Dacă ei te duci după un bar sau altul, dar nu mă găsești, că nu fac tâmpenii. Stau, dringhi cu chitara, mai ies la un șpriț cu cap de scară, cu crocodilul, la cap de ștecherul. Cine te-a învățat pe tine să fii om? Dacă ai tăi nu s-au ocupat de asta. Stai că tu a plecat, cărțile? Și cine ți-a spus că e bine să citești? Și de unde ai știut tu că e bine să citești? Biblioteci, când colegii tăi de joacă erau prin tot felul de locuri dubioase. Aici a fost un instinct, m-am întâlnit, am făcut școala la 112. În Sălăjan, acolo, pe la cimitir. Și m-am întâlnit, acum cred că sunt 10 ani, sper să fie în regulă să mai trăiască doamna bibliotecare, care am spus, domnul Chilian, Florinel, cum îmi spunea când eram acolo, e singurul om care a citit toată biblioteca. Am citit până și alea care te învățau cum să curesc baia. Știi că erau și cărți din alea cu gospodărie și nu știu ce. După care n-aveam buletin și am fost la doamnele de la BCS, la Biblioteca Centrală Universitară, unde mă rugam de dânsele să n-aveam voie să intru acolo, pentru că erau manuscrise, nu era ca acum pe internet totul. Și neavând buletin, m-au chemat până la urmă săracele, le mulțumesc din suflet. Mi-au permis cu certificatul de naștere să-mi facă de acces și de acolo, unde am citit jurnalistica lui Eminescu, pentru că a fost un uriaș jurnalist, am scris a 7-a poruncă, sau a 9-a, nu mai știu, să nu minți. Cu avocatul termopane. Exact, dar asta nu era lectura obligatorie. Să nu știi că aveai note mici la școală totuși. Nu cred că aveam. Întotdeauna aveam grijă să fiu ușor, pe că orgoliu am avut tot timpul, să fiu ușor, să nu fiu chiar ăla de 5. 6, 7, 5 doar în maxim. Dar tu citeai o grămadă, dar cu totul în altă direcție, dar cu siguranță. Erau jucăriile mele, pentru că era lumea mea de refugiu. Cartea te... Exact. Îți deschidea, cum să spun, imaginația. Și atunci eu nu mai eram în condițiile alea în care eram. La Milogu, cum îi spunea, că s-a scris și o carte legată de canalul unde am stat, pe la Olimpia, pe acolo. Viața începe la Milogu, aveam acolo aer, lumină, pături, saltele, că nu puteai să dormi peste alea de la Sud Vitan, care încălzeau. Deci te prăjeai dacă te puneai direct pe conductele alea. Sud, asta văd de pe geam acum. De la mine, din apartament, Înseamnă că vezi... Ți-am zis că sunt în zonă și eram curioasă cum arăta atunci. Așa am simțit, a fost refugiul meu. Am citit biblioteci întregi la propriu, fără niciun fel de exagerare. Și cea mai... Asta și sportul, pentru că mie mi-a plăcut bicicleta ca obiect. Ți-a exersat și mintea și sportul, da, clar, da. Apropiu meu salvat disciplină și energie bună. Și pentru că dacă e să ajungi undeva, nu poți face de unul singur. Întotdeauna ai nevoie de o echipă. Uite, cum este domnul Ștefan Elefteriu. Uite prezența mea aici alături de... Nu ar fi existat dacă eram eu singur și nu erau oameni. Cum nici tu n-ai fi fost dacă nu erau, știi? Asta se înțelege greu, că totuși trebuie să faci o reverență față de eforturile celorlalți, de dragul lor de a fi... Că unii vin, na, ca la serviciu, dar asta e cu muzica, cred că ne cam ferește de, știi, de spaima asta. Da, și de rutină și de lipsă de entuziasm. Da, da. Dacă să încheiem etapa asta, o figură luminoasă așa care se desprinde din toate greutățile. Bunica mea, care nu era bunic. Nu era bunicul tău adevărat. Era un machidon bătrân care ținea pe bunica mea. Nu erau căsătoriți. Dar pe bunicul nu l-ai prins? Nu. Păi cred că bunica mea nu știe cine. Maica mea nici nu știa cine e taicăsul de fapt. Era o familie de aia dementă. Altfel, din partea lui taică, mă ținea Senescu, bunicul. Un machidon bătrân care... I-am furat o tricicletă, știi? Deci nu puteam, eram cam atâta de înalt și tricicleta era puțin mai înaltă ca mine, nu puteam să mă urc pe ea. Și eu am furat-o și am dus-o acasă, știi, de mic eram, să zicem, cu spirit de întreprinzător, de independent, pardon. Și pentru mi-a plăcut, băi, și a venit tatăl fetiței, că era cu dalea, cu vălănașe pe la ghidoane, știi? Și a dat bunica-miu, nu m-a certat. Tu ai vrut-o pentru tine sau? De ce ai luat-o? Exact. Pentru că îmi place. Atunci Cobriș, că era doctor cu cuțitul. Nu l-aș fi văzut bine pe la care se certa cu el. S-a apucat și din lemn cu brișca, mi-a făcut o trotinetă. Ce frumos. Din lemn. Bine, nu avea lanț, dar împingeam pe picioare și... Da. Dar a fost singurul lucru pe care... E singura familie care ți-a plăcut și... Singurul om, familia mea, știi, amintirile mele, bunicul care, știi, la un moment dat s-a prăpădit și toată lumea uita unde e îngropat. A uitat. Eu am fost singurul care am știut. Zis, uite aici. Și eram foarte mic, cred că aveam 5 ani sau 6 când s-a prăpădit. Dar am experiență de viață de la vârsta de la care cei mai mulți n-au amintiri. Exact. Atunci... Dar cu ai tăi ai făcut pace? I-ai iertat? Ai închis capitole? Ai rezolvat? Da. S-au prăpădit amândoi și sora mea tot zice, băi, dacă nu vii, Florin, uite că nu se duc, că se chine, că nu știu. Taică mi-a fost primul și îți dai seama că e totuși... Straniu, l-am văzut vreo 3-4 ori, bine, taică, nu e ok. M-am dus și după aceea s-a prăpădit. Deci, uite, dacă nu veneai tu, zic, da, și acum joacă o Chiliane pe asta, că din cauza ta a murit. Că dacă nu te duceai tu, poate mai treia, poate nu știu. Am luat un popă, l-am dus. Și păi, n-am nicio treabă, uite ce bine am ieșit, poate dacă voi rămâneați împreună în familie ca lumea, ieșeam vreun tâmpit, că sunt atâtea exemple, știi? De la de bani, gata, de o familie care nu cade decât în picioare, indiferent de contextul orânduirii sociale. Și după care la maică mea la fel. M-a sunat Mihaela, sora mea, și zice, Florin, uite așa, trebuie să vii, plângea, zic, unde ești? Pe o bancă, nu știu unde, zic, așteaptă-mă, m-am urcat în mașină, m-am dus, uite, Mihaela e ok, cu familie frumoasă, eu sunt ok, n-ai de ce, nu, că am greșit, că zic, asta e. Zic, dar n-ai de ce, că am ajuns foarte bine. I-am spus același lucru pe care l-am spus tatălui meu. Zic, bă, dacă rămâneați împreună, cine știe ce tâmpiți ieșeam și eu și sora mea, știi? Că, na, cu personalități, știi, dacă sunt pietre foarte dure, ori ies cântei, ori una se face brânză, ori... Cred că ajungeam de tramvai. Și acum ai capacitatea asta să vezi partea bună într-un context care pare atât de profund dureros sau greșit? Mamă, îți mai spun o dată, n-am niciun merit. N-am fost pus să aleg între două realități. Era un drum unde trebuie să mă descurc cu încă 100.000 de copii, dacă nu mai mult. Acum 2 sau 3 luni s-a prăpădit Sile, un prieten cu care eu am copilărit, cu care știam în București unde se duc, înfloresc prima dată, zarzele, unde se fac asta, avem ce mânca. Ne înțelegem, am fost cu el la furat, furam lapte și pâine, că înainte se lăsa laptele la astea, la uși. Și s-a prăpădit, a ieșit un cântec, lasă frate Sile, la arătăm noi vile paralele, că noi ne propusesem de mici copii să fim. Și s-a prăpădit de curând. cum să spun, cu ei am trăit, să... La un moment dat eu am făcut stânga. Dar până să faci erai Doamne, cu Doamne, a fusese la un șpriz cu Sfântul Petre. Deci, ai bă, și ăsta cine? E urât copil. Că de-aia a zis taică-miu că s-a divorțat de maică-mea. Că era urât. Sunt urât și că nu sta lui. Și știi? Da, tata și-a făcut armata și apoi n-a mai stat. A făcut armata la termen redus ca studenții. L-am găsit plecat. Adică 9 luni cât e sarcina, eu am ieșit bine, mă. Și... A, de ce aici e terapia ta? Tu ai scris. Da. Ai scris. Da. Păi asta ți-am spus, că nu e decât viață. Dar până să fi fost și ciclismul și muzica, tu, copil fiind, când te gândeai că nu o să fii o mare, ce-ți doreai? Cum te vedeai? Eu o să fac asta. Nu aveam orizonturi din astea, că era de pe zi pe alta, eu ce mănânc. A. Era mai simplu, adică ziua de, cum să spun, viitorul meu se termina cu zile, când, bă, hai să mâncăm ceva, ce facem, unde... Lupta pentru pâine. Vreau să mă fac astronaut. Du-te, bă, de aici, nici vorbă, ce astronaut. Noi căutam porumb fiert, îl aruncau ăia că se întărea de pe la geamurile din bucătărie, căutam porumb fiert și îl mâncam. La un moment dat îmi spunea domnul Iordache, zice, bă, trebuie să vii la mine la teatru. Și zic, nu. Cum nu? De ce? Zic, pentru că nu pot să vă înghis, sunteți ca botini. Cum adică? Păi, bă, sunteți farsori. Voi nu zic, detest, cum să spun, tagma asta a voastră de actori. Păi de ce? Doamna Mihaela Tonița, soție, era în bucătărie. Lasă copilul să vorbească, zic Florin. Zic, băi, a venit un om care v-a revigorat pentru decenii fenomenul teatral din România. Și voi, ca niște gândaci, de bucătărie l-ați zgonit și ați mai spus că a furat și scaunul de director. Cum? Nu e adevărat? Despre cine e vorba? Domnul Andrei Șerban. La un moment dat, în 90 sau imediat, fenomenul teatral în România era praf. A venit domnul... Și acum se trăiește din urma experiențelor de atunci. Și zice, dar nu e adevărat că eu nu l-am gonit. Zic, ei, lua cumva apărarea? Îți dau cuvântul meu de onoare că a lăsat privirea în jos și a spus nu. Și Mihaela zice, copilul are dreptate. Ai tăcut, ai fost complice. Și, dar zice, nici eu nu vin la concertele tale. Și zic, ok, nu veni. Dar vii la mine să încânți? Zic, vin cu drag. Și la un moment dat am fost cu... Avea un holograf, un concert. Ceva gen Nuba era atunci, foarte sus. Și am fost cu domnul Marius Bațu. Și ne-am bătat ca niște servitoare acolo. Am stat până dimineață cu... Și a doua zi mă sună domnul Iordache, Florin, ziceai că vii. Băi, deci eram atât de macmur că nu vedeam. Am chemat o prietenă, trebuie să conduci mașina, că eu nu văd. Am luat chitara, am pitit-o în portbagaj și m-a găsit și zice, băi, dar chitara unde e? Zic, e în portbagaj. Știi că mi-ai promis că-mi cânti. Da, și am luat chitara, am început să cânt. Îți jur, deci, așa cum încerca ăla, n-am avut niciodată. Atât de bine a sunat. Și zic, băi, dacă domnul Ștefan a ieșit atât de bine, fără să fac vocalize, fără să mi încălzesc eu vocea, de asta am spus că sunt nesimțit. Nu fac, mi se încălzește vocea pe măsură ce cânt, din ce cânt de aia sună mai bine. Perfect, mie nu mi-ai promis, dar uite, te rog eu să mai încânți ceva. Ce vrei să cântăm? A, cântăm... Nevastă. Da, o piesă dedicată doamnelor. Nu, dar ce, nu simt nevoia. Păi nu, dar piesa asta totuși... Păi, na... E din experiență, să zic, experiențe de viață. Iubie pentru că nu știu numele. Nevastă mea mă vrea dentist. Ușor prostuț. Da, dar optimist. Nevastă mea mă vrea bancheră. Dulce caracter. Nevasta, nevasta mea, tot ce nu sunt eu ea vrea. Cam viață. Nevasta mea mă vrea golan de fițe, comerțan. Nevastă mea mă vrea artist. Mai așezat-o puțin. cu ochii mari și zâmbet trist. Nevasta mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Cam viață. Nevasta mea mă vrea sportiv, tare în mușchi, dar emotiv. Nevasta mea mă vrea un dur cu interlopii prin prejur. Nevasta, nevasta mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Mă bușește pe mine râsul. Nevasta mea mă vrea vedetă, țoală de firmă, etichetă. Nevastă mea mă vrea fierbită, ea mă visează preș, 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 cu un tachinte. Nevastă, nevastă mea, tot ce nu sunt eu, ea, tu vrea. Încă o dată. Da, subscriu. Refrenul. Nevastă, nevastă mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Ai hotărât. Vrea. Mulțumesc frumos. Da. Păi nu? Păi cum? Nu știi cum se întâmplă? Cum nu ești vedetă? Stai un pic, că mi-am sărit la valiera de emoție. E bine. Sar hainele de pe iubic. Toată lumea. Adevărul e că la piesa asta numai doamnele se bucură. Să le vezi cu un chicoatez de genial. Să vezi niște electriști și disperații lângă ele. Da. Nu, sunt asta e piesa mai nouă? Da, e mai nouă, de pe Plânsul Rusu. Au descoperit cercetătorii britanici, în urma unor studii aprofundate, că femeia are asupra soțului, bărbatului, în general, efectul de ceapă. Adică cu cât își dai ea un maieuț, un plovăraj jos, e ca la ceapă, când îi dai alea de te bușește plânsul, știi? Așa. De bucurie, de te ustură ochii, poate îți mai ieși una peste bot. Dar cam asta, uite, tu ești ceapa vieții mele, s-au scumpit banii femeie. Da, eu te iubesc nespus. De când ai scris piesa, e o declarație care a funcționat în sensul următorii? Da, măcar la ea, cum să spun, alții, nu la tine. Mobilați ochii la mansardă, care poate să facă haz de necaz. Știi cum e, stai 30 de ani lângă o femeie când se dezbracă, de-aia fugă ăștia cu secretarele de 18 ani. Îi bușește și nu mai văd să conducă, știi, din cauza lăcrimilor, că se gândă, mă duc la nevastă, n-ai dezbracă, aia mă bușește plânsul. E ca la ceapă. Ce faci? Mă duc acasă să plâng. Ce faci? Mă apuc să curăț ceapă. Să fac o sală. O sală. E foarte misogin textul, dar și ăsta vine dintr-o poveste cu domnul Dinică, genial, că mi-am luat suport divin să-mi țină mâna, cert e că domnul Dinică, după o premieră, era foarte, cum să spun, agitat. Sau nu, nu, era asaltat de oameni care vreau să-l felicite, se închidea la unde mergeam noi, la bibliotecă, și la un moment dat se înseninează brusc, o doamnă foarte frumoasă în fața dânsului. Doamnă, ce mâini reci aveți! Deci femeile n-au mâini reci ca să ne electrocuteze pe noi noaptea. Nopțile reci de iarnă, știi, când se bagă în pace. Nu. Domnul s-a înseninat, zice, doamnă, dar ce mâini reci aveți! El, maestre, lăsați... O secundă, să vii la vară să-mi ții mâna pe șpriț. Excelent. A, deci toate femeile au mâinile reci, cream că numai eu. Alea sincere. Toate sincere, să nu fac... Nu, sau circulația periferică defectuoasă, de sinceritate. De sinceritate, n-a murit nimeni. Care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care crezi? Ți-am spus-o, nu? Ești frumoasă ca o rugăciune. Da, de fapt, da. Dar cea mai răscolitoare piesă de dragoste pe care nu ai scris-o tu, care să fie? Să nu mi-e niciodată dragoste. Jur, știi că l-am sunat pe Dan, a scris Dan Bittman. A scris piesa asta, să nu mi-e niciodată dragoste. La un moment dat am făcut o audiție înainte să lanseze el albumul. A venit la Casa Eliad, trăia încă domnul Cristi Ghindășan, sufletul, unul dintre sufletele care a ținut locul ăla minunat. Și l-am sunat și zic, băi, Dane, zic, asta cu să nu mi-e niciodată dragostea este cântecul meu, să știi. Hai, bă, frune, ce vrei să zici că l-am scris? Zic, nu, mă, tu l-ai scris înainte. Zic, îți mulțumesc pentru el. E absolut genial. Este. Poți să mă torni într-un pahar? Fabulos, frumos. Ce vrei să spun. Să mă lași pe fundul mării? Ce genial. Și am mai avut o piesă la care țineam foarte, foarte mult, Epilog. Vama? Chirilă, da. Și pe el l-am sunat, zic, băi, mulțumesc din suflet pentru piesa asta. Ți-ai face o formație cu băieții ăștia, dacă ar fi să-ți faci o formație acum? Deci ai zis că îți place să cânti. Cu Chirilă, da, nu știu. Alege. Da? Hai cu Bittman. Nu, tu n-ai înțeles. În frontman, noi nu existăm, dacă e în contextul ăsta, fără băieții din spate, știi? Nu există altă soluție. Că... Nu, dar e de asta, de alte voci preferate din lume, până la urmă, cu care te-ai face un band. ABBA? Da, întotdeauna. Nu te cred. E gașcă mai muzicală ca asta. Adevărat. Nu există. După aceea e Queen și restul lumii. Dar ABBA... Nu mă așteptam. Vrei să facem un cover după ABBA? În stilul tău, cred că ar fi interesant. Nu. Nu. Bine. Mai bine facem un cover după Chiar dacă amândoi. Nu știu dacă ne potrivim ca voci. Sau facem o altă piesă. O altă piesă. Deși Chiar dacă se potrivește la duet. Că poți să schimbi persoana. Când a întâia, când a doua, când a treia. Da, imaginea asta a existat, cu Chiar dacă o vezi la braț cu soțul. Da, mă, e prima mea poveste de dragoste. Uai. Din liceu, alea, cum să spun, fără mize din alea. Ca acum, când vorbeam cu Alina, zic, băi, trebuie să găsesc o gagică foarte bogată, suficient de proastă să mă iubească necondiționat, dar sinceră, ca să pot să termin ce am început. Râdeam cu ea până ai binevoit să apari. Doamne, acum tatăl meu să creadă că ai stat aici cu orele și m-ați așteptat. Păi, am venit la 5:30, te întrebai pe băieți, de la 4 eram aici. Și... Te mănâncă palma stângă. Iau bani. Ei? De la ce am plecat? Trebuie? Da. Ai zis că ai de dat pe șantier. Uite, vezi? Cred că acum. De prima poveste de dragoste. Prima poveste de dragoste, așa. Da, era din liceu. A fost prima tabără în care am plecat, prin clasa 10-a, mi se pare, pentru că am câștigat multe locuri întâi la cântarea României, liceul Matei Basarab, cu brigada artistică, cu formația, cu nu știu ce, ne-a dorit, mă rog, o vacanță plătită de stat, cum ar veni, în cheile Bicazului. Și acum am cunoscut-o pe Ana. Și e povestea aia de dragoste de la 15-16 ani, scrisă la 15 ani după. Wow! Știi? Deci unul la unul e adevărat. Nu, ți-am zis că nu-s poet. Eu nu... Și consider, i-am considerat multă vreme pe poeți și niște pișicheri așa, că ei doar inventează lucruri, aruncă cuvinte în aer și cad toate vrăbiuțele din picioare, nu mai sar, ci fac pași mici până la dânsii și să nu zic găini și... Da, nu-mi place... În perioada asta, în afară de șantier, ești creativ? Scrii? Nu. Nu? De când ai mai scris? Păi cea mai recentă piesă cred că e asta cu Șaveica. Dacă nu colț de lup, nu mai știu sigur. E o doină în preclasic. Deci mi-am dat măsura nebunii definitive din cap. Am scris o manea în preclasic și o doină în preclasic. Ești liniștit? Ai poate în momentul sau o perioadă echilibrată? Am fost la doctor și îmi spunea Mirela, iubi, ce Florin, e prima oară de când vin la mine de câteva luni, când ești așa, știi, senin și... Zic, mă, iubi, adevărat că am dormit. Zic, da, mă trezeam din somn, mă culcam, mă trezeam, știi? Am anulat toate lucrurile pe care le-aș fi avut de făcut. Și simțeam nevoia, știi, să dorm. Eu, de exemplu, să așez pe dramă, mi-e trebuie un pic de haos în viață. Pe liniște nu prea, nu sunt nici creativ. Nu, la ce e încăpățâna mea nu trebuie. Îți ajunge, nu? E acolo. Dacă se transferă și în afară s-a terminat. Nu, e mai bine. Și... Nu, nu, n-am... Sunt, știi, cred că sunt destul de egal cu mine, ca viața. Până atunci să ne cânti piesa pe care am tot pomenit-o aici și acum i-a venit. A venit. I-a venit timpul. E povestea vinului dintr-un colț de rai din delta, în pădurea Letea, un prieten pe care nu-l deranjau vreodată bani în exces și a mai luat o jucărie, cum se cheamă asta unde faci vin? O podgorie de la Sarica Niculițel și m-a rugat să fac un text, n-avea decât 3 feluri de vin și mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o cu domnul Ștefan Iordache. Eu fiind imagine Jack Daniels în trecut, mă duceam la dânsul, la moșie și dădeam și eu ce aveam în portbagaj, plin portbagajul cu Jack Daniels de la bun. Așa să vă de la Pepe, de la Pepe Berciu, de la Loft, de la Fadi, mă rog. Și zice, bă, nu mai da, hai să-ți arăt eu ce-i cu povestea asta, cu băutul și zice, hai în vie. Și de acolo s-a născut, zice, Florin, vinul se vorbește, vinul are o funcție socială. Nu bei ca bou, ca pe apă, să n-ai amintiri după aceea. Nu mai știu, da, ce a fost. Da. A, și tu ai fost inspirat de modul ăsta în care ai intrat, pe povestea vinului. Da. Dar, deci piesa trebuia să fie reclamă pentru prietenul care avea podgorie? Da. Nu, vreau să-i fac un cântec care să-l ajute și mi-a zis, zice, bine, îți dau 1000 de euro să-mi dai mie cântecul cu totul. Zic, cum adică să-l vând? Zice, da. Zic, băi, în Europa nu se pot vinde drepturile de autor. Tu ai trăit prea multe povești cu... Adusesele un expresor de sucuri, nu știu cum se chema la un moment dat din America. Zic, numai acolo se pot vinde. Aici se pot cesiona, zic, dar dacă tu vrei să-mi dai mie 1000 de euro, nu vrei să-ți mai dau eu 10 și să mă lași în pace? Adică, care ar fi problema? No, bă, că știi că Florin, că economia. Zic, bă, tu vorbești de economie cu artă? Zic, ești nebun? Zic, pune-l pe altul să facă, ăsta n-are cum să plece de aici. Între timp am îndrăgostit și eu foarte tare de el, știi? Și am mai recuperat un cuvânt aici, când o să o cânt o să vă dați seama, șaveică. Eram undeva în Dobrogea la un moment dat și era un lăutar mai bătrân ca timpurile, cu 2 dinți în gură, cu o vioară, cu 3 corzi, una din liță din aia de puneam noi la patroane, la siguranțe pe vechi și tot ofta zicea, ah, ce șaveică. Ah, a cântat Trenul Vieții, știi? Care... Tată, tu știi ce e aia șaveică? Nu știu. Eu știu. De unde știi? Ești moldoveancă. Da, sunt moldoveancă, dar nu la noi se vorbea cu șaveică. Eu deci... de când am venit în București, cu șau și șaveică. Asta le știu. Șau ăla. Da. Tot printre trupeți, că și eu am fost backing vocals la Paula Selling la începuturile mele și colegii din formație, șau. Ia uite șau sau șaveica. Da, nu, îmi zicea că înseamnă femeie tânără frumoasă, știi? Bă, și mi-a plăcut atât de tare. Am înțeles că se mai folosește undeva în nordul Moldovei. Sunt niște puncte așa, știi? Și zic, ăsta nu trebuie pierdut. Și am făcut șaveica de la Sarica Niculițel cu povestea mea, cu discuția mea cu domnul Ștefan Iordache, la dânsul în vie, să-i asculți tăcerile, să-i simți depărtările. Pentru că noi, la un moment dat, stăteam, ascultam lăutarii pe vechi, știi? Stăteam cu Nicu Gigantu. El a fost lăutarul nostru în ultimii 10 ani, să știe lumea că nu altcineva. Și stăteam și tăceam, ascultam sau vorbeam sau... Deci au fost niște... Și atunci am scris cântecul ăsta. Fată frumoasă, fugi adu vinul la masă și dă drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului să alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul, hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Lângă barca răsturnată, la buturuga lucioată, stau la sfat 30 feciori, frații din vița vilor. pădurea dintre ape, stau voinici la sfat de șoapte. În pădurea dintr-un rai au venit să-și afle cai. Izvorel din piatră seacă, unde iletea neumblată, s-au născut 3 cai de soi. Ăsta-i vinul de la noi. Cai crescuți cu jar de ape, liberzei hrăniți cu lapte. Laptele de zi nebună, după o noapte fără lună. Șaleică, fată frumoasă, fuceadul, vinul la masă și de drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Aleargă vinul prin oase de aseară pe la 6. Cai negri, albi și roibi se sting tristeți prin colbi. Cel negru sfarmă măsele, te ferește de belele și te duce în zbor acasă la mândrețe de nevastă. Calul alb e vin de soi, să-l vorbești până pe joi, să-i asculți tăcerile, să-i simți depărtările. Calul droib te poartă în noapte pe cărările de șoapte. În pădurea apelor, sărutul fecioarelor. Șabeică, fată frumoasă, furșadu, vin la masă și de drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Șaveică, fată frumoasă, fuceadu, vinul la masă și de drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului s-alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Mulțumesc frumos!